A plecat înregistrarea. Bună, Cristina! Bună. Bună și solicitantei noastre! Lucrăm astăzi pentru băiețelul doamnei care este cu noi aici, mama. Da. Andrei, are 11 ani. Punctele le-am citit înainte. Da. Și vedem ce reiese din sesiune, da? Da. Încep inducția. Da. De la 10. 10. No. 6. 1. Acum voi număra de la 1 la 3, iar tu, Cristina, cauți partea subliminală a lui Andrei. 1, 2, 3. Te-a lovit ceva? Brav. Brav și nu pot să văd bine. Stai să fac curat. Păi da. Da. Am găsit. Da? Da. E aici, în fața mea. Întreabă dacă vrea să lucrăm. Adică atinge-l și verifică dacă este ea, partea subliminală. Da, ea este. Și întreabă dacă vrea să lucrăm cu ea și pentru ea. Da, spune, poate mesajele lui sunt auzite, spune. Este un bărbat mare. Da? Da. Stai să vedem pe ce planetă suntem, da. Că nu mai prea. Suntem pe Terra aici. Suntem pe Mercur. Pe Mercur? Da. Ce grad de conștientizare are Cristina? După standardele noastre omenești, 21. Bun. Nu? Cum ar veni? Da. Ok. Hai, descrie ce vezi, cum vezi. Este un umanoid. Da? Mare pielea roșcată. Da. Ca și planeta în sine. Da. Aici unde suntem, nu este numai praf. Nu este vegetație, nu este nimic. Este o câmpie cu un praf roșu. Sunt mai particule de mai multe nuanțe. Este un galben aproape lichid. Ca nisipul. Sunt particule mai mărișoare. Este negru. Ivoriu. Și roșu, praful predominant. Spun că aici nu este nimic ce face el aici. Da. Și spune... Nu este nimic, dar odată a fost. Și zic, atunci tu trebuie să trăiești în acel a fost? Și spune, ce știi tu, noi suntem legați printr-un jurământ. M-au luat legat, de aici. Legat de cine? Legați de tovarășii lui, cum ar veni. Din rasa lui. Spune, m-au luat și m-au dus acolo.
Acolo nu este de mine. Cine l-a luat? Niște ființe cu cioc și gâiare, ca niște păsări, spun. Adică aici pe Terra, da? L-a adus. Da. Și spune, fug înapoi iar și iar, dar nu-mi pot găsi tovarășii. Nu știu unde sunt. Spune, undeva sunt blocați. Sunt luați, poate sunt duși în alt univers, spune. Că numai în alt univers nu-i simți. Și întreb câți tovarăși au. Și spune, am fost o echipă de 8. Și spun, în afară de cei 8, nu mai exista populația aici. Unde este? Spune, au distrus tot. Foc și pulbere a fost. 15.730 de ani în urmă. Și zic, bine, bine, și tu de atunci ești veteran încarnat în diferite ipostaze și tu vii să stai aici pentru că refuz încarnarea? Spune, da, pentru că toate au fost cu forță. Și zic, cum, deci timp de aproape 18.000 de ani, zic, tu faci experiențe pe Terra și partea ta subliminală fuge aici. Tu ca ai un corp, zic aici, ai un corp și aici, ai un corp de aici. Spuneam, am avut un corp aici. De asta vin, îmi caut corpul. Și spune, știu că acel corp nu este distrus. Îl caut, dar nu reușesc să iau contact cu el. Și Și dar spune, de ce îl caută? De ce e nevoie să-l găsească corpul ăla? se simte bine în el. Păi se simte, dar dacă acolo nu mai sunt condiții de viață, el ajunge ca parte subliminală acolo, da? Este. Da. Dar nu face deosebire. Am înțeles, deci e Deci, blocat. da, când ajunge aici, deci parcă deci se vede ca și corp energetic, exact copia acelui corp. Și spune, undeva este ascuns, undeva este închis și am să-l găsesc orice ar fi. Și am întrebat, zic, ai venit direct pe Terra? A, nu spune, nu. Îmi arată o lume inelară. Acolo e acel inelele, știi tu, deci nu inelele planetei Pluto, inelele de congruență din portalul lui Pluto. Să specificăm, da? Așa. Deci pe acolo, pe undeva este corpul lui. Păi dacă el spune mamei că se duce printr-un portal sau a venit printr-un portal. Înghețat. Este acolo înghețat. Dar nu este înghețat că este conservat de cineva. Este înghețat din cauza Condiții. temperaturii care i-a prins așa. Sunt mulți, sunt mai mulți acolo de toate rasele. Nu merg acolo, că nu-mi place. Nu. Fă un televizor, Cristina. Și Da. vezi pe televizor, da? Da. Acum și l-a văzut. Vrea să meargă acolo și îl țin. Spune-i să citească pe televizorul ăsta niște parametri, da, de acolo, din locul ăla unde e corpul. Temperatură, umiditate, dacă sunt condiții propice vieții, acolo unde e corpul înghețat. Compoziția aerului. Sunt minus 857 grade Fahrenheit, așa îmi vine. Ca și cum nu există atmosferă. E ceva foarte rarefiat. Acolo să vadă, e cu tine, da? Lângă tine partea Da, subliminală. da. Ok, să vadă pe televizor cum stau corpurile alea, da, înghețate, cum totul e înghețat. Da, ca și cum ar fi venit brusc înghețul. Deci nu sunt în poziții așezate, știi, pregătite. Sunt unul peste altul.
ipostaze diferite, care este cu gura căscată, care cu mâna ridicată, exact așa, cum i-a surprins, ca și cum valul ăsta de îngheț ar fi venit brusc. Așa, și acolo deci nu se poate trăi, da? Să înțeleagă, să citiți parametrii, explică-i, compară cu parametrii atmosferici și toate cele, nu se poate trăi. Corpul ăla nu mai e viabil. Da, spune, nu am murit din el. E un aspect rămas acolo? Da, deci ca să închei o experiență, trebuie să mor din același, din acel corp, spune. Să-l părăsești într-un fel anume. Pe când eu, spune, nu sunt nici aici, adică aici pe Mercur unde suntem, nici acolo de unde am A început, plecat. dar și nici acolo, spune. Sunt între ele și nicăieri, spune. Își amintește cum a ajuns acolo? Adică de unde a venit pe inelele alea lui Pluto? De pe Mercur. De pe Mercur. Da. Pe Mercur ce făcea? Era o civilizație acolo. Umanoezi era. Seamănă cu vulcane, cumva, știi? Civilizația de pe vulcan. Mare, masiv, foarte masiv. Și pietroși așa, butucănoși. Uriași. Deci trebuie să adună, să luăm, să-și ia aspectul ăla din corpul ăla, Cristina. Nu? Ei trăiau în vulcane acolo pe Mercur, Da? da. Deci intrau prin vulcan, trăiau acolo. Trăiau la temperaturi foarte mari față de Terra. Inimaginabile. Și spun, suporta materia asemenea temperatură și spune, este chestie de consistență și adaptabilitate. Și compoziție, nu? Da. A acelei materii. Deci să iei o ființă care trăiește la 850 de grade, da? Pancreat. Da, și... Asta vine vreo 300, așa am spus. Da, nu știu. Așa Celsius. și să o duci La minus. la temperaturi normale, în primul rând. Da. Și apoi să... De asta constituția lor, Da, așa. da, da. Mai sunt mulți ca el acolo. Unde? Înghețați. Mai sunt și altfel, sunt și umani. Și Da, dar monezi. părțile subliminale de ce n-au ieșit de acolo, din corpurile alea, dacă nu mai susțin viața? Sunt ca și el. Adică ieșiți o parte, rămas și aspecte sau cum? Deci, da, sunt, dar Bucăți. el este legat de acel corp atâta timp cât acel corp nu este distrus, putrezit cum ar fi. El este legat încă de acel corp. Ce modalitate? Găsim o modalitate să distrugem corpurile alea? Corpul lui, adică. Ca să poată să fie întreg. Nu, trebuie să mergem mai înainte. Mai înainte, asta m-am gândit și eu. Avem cum aici să umblăm pentru că nu este vorba numai de un corp Păi distrus. asta, sunt mai E mulți. vorba despre un echilibru care nu știi ce impactare, Păi da? da, păi da. Dacă umbli. Deci trebuie să ajungem să nu luăm experiența asta. Da. Altfel nu se poate. Ce-și aduce aminte? Nu știu, îl văd cu niște regi anunnachi acum. Îmi arată un flash. Da. Efectiv sunt regi pentru că știu, am primit informația Da. asta. Unde E, sunt? Pe ce este, planetă? este mai mare ca ei. El. La el negociază. Negociază aurul. Înțeles? El era tot rege? Era un șef al comunității lui? Da, era un reprezentant al comunității, dar nu au grade ca de regi ca ei. Da, zic un Acolo șef al... este o orânduire oarecum sclavagistă la ei. Așa.
Deci sunt numai două pături sociale la anunache. Cea sus-o și... Da, și restul. Da. Păi și el, ce era? Nu era Anunnaki, era reprezentant al Nu. civilizației lui. Mercurian era. Mercurian, așa. Da. Au sosit Anunnaki și negociau aurul de pe planeta Mercur, da? Se numea Ialco acolo. El ca nume, da? Da. Partea subliminală, adică. Da, acolo. Pe Precizez. Mercur. Da. Da. El cu numele de pe Mercur, da? Da. Așa, și negociază în final care erau condițiile? Dădea întâi aur de primea tehnologie în loc. În început le-a dat tehnologie bună. Deci tehnologie care i-a ajutat. În primul rând, deci Mercur în acea vreme era plin de mine. Deci avea, era verde și nu avea decât câmpie și munte. Iarba era albastră, era frumos. Apă nu era? Roșii. Apa. Cum? Ape Apă roșii. roșie. Da. Roșie ca, cum să spun, un roșu carmeziu. De fapt, vezi tu că apa era transparentă, ceea ce era de desubt era roșu. Da. Parcă era așezat, știi, totul pe sol. Este, regăsești cumva acel praf fin de unde am intrat întâi în scenă, știi, ca element de atunci. Sunt niște pomi uriași, uriași, deci cum să spun, ca din savanele africane. Niște pomi cu trunchiuri foarte lungi, cumva conice, și cu un moț așa, cu un ciuf, știi, o calotă. Dar au crengile așa drepte, dar de foarte sus se încep crengile și au arii mari de acoperire, da? Deci ei se îmbibă cu apă când plouă, știi? Și mențin umiditatea mediului înconjurător. Sunt peste tot acești popi. Deci nu vezi nimic de zgoli, piatră descolită. Totul este acoperit de vegetație. Deci, Ei ce făceau mercurienii? Cu ce se ocupau? Mineritul? Sau cu ce? da, și cu prelucrarea metalelor. Aveau metale Da. rare. Da. Și ce Metale le rare. prelucrau? În ce forme? La ce le foloseau? Pe care niște butelii fluide și pe altele niște lingouri. Așa. Făceau comerț interspațial. A, păi aveau tehnologie, nave, mercurienii? Deci, au un port în afara planetei, da? Unde vin nave peste nave. Sunt din mai multe rase și cumpără ba lingouri, ba ceea ce au nevoie. Dar văd Anunnaki acolo pe la nave. Înțelegi? Deci colaborează cu ei. Da. Deci le-au dat cumva tehnologia. Înainte de asta văd o civilizație bucolică, că păstori așa, știi, care nu făceau prea multe, înțelegi? Ne văd plimbându-se așa ca acei sfinți prin rai ales, știi? Deci li se... Animale aveau? Da, sunt niște animale ciudate, parcă sunt ciute. Deci însoțesc peste tot aceste animale. Dar n-au capul, știi, rotunjit ca la noi. Este cumva turtica la peștile ăla de pe mare calcan și are un singur ochi. Cine? Ciutele? Da, unul mare. Deci Și dacă ei? corpul este 3D, capul parcă e 2D. Așa e forma acestui Da. animal. Și mai sunt niște animale mici fugind prin iarbă. Ei cu ce Deci, se hrăneau? Se hrăneau cu ceva? ceva care seamănă între prună și măslin, lunguieț. Un singur fel?
Da, asta era hrana principală, pentru că se mănâncă și carnea fructului, să spunem, și pelicula aceea dintre sâmbure și fruct. Și aceea este folosită. Este uscată și folosită ca un fel de condiment. Așa și miezul în sine. Pentru că în miezul nu există lemnos. Nu există lemn, știi, între miez. Se începe direct după acea peliculă. Ca Da. și cum esența fructului din sâmburii ăștia se face un fel de lichid. Atât mai au flori, fructe. Văd niște albine, tu știi cât sunt de mari? Sunt mari cât un cățel de la mare. Vine cu și Organizarea socială, Cristina? caste. În caste și sunt cu două sexe sau cum? Nu, sunt. Unisex. Nu, eu îi văd numai bărbați. Numai bărbați. Și de Da, mă. mulți cum se mută? A, gata, am văzut și femei. Da? Da, sunt mai puține. Probabil ele stau mai mult acasă. Deci organizare socială ca celulă familia? Da. Că nu se mulțesc prin sex atingere. Da. Este cum să spun, ca și cum ai concepe copilul în cap, în minte. Deci eu mă uit la tine și vreau un copil cu tine, da? Și tu dorești la fel și în momentul când energiile noastre se combină, se formează ca o... Bulă energetic. Nu este bulă, este ovoid, da? Da. Un ovoid care are ca o minge de oină, da? Suguiată și în părți sunt ideile centrale, iar ramificațiile se unesc la mijloc. De acolo ia naștere un fulger. Fulgerul acela capătă prelungire din partea așa zisului cer al lor. Să explici ce fel de cer au. În spate sunt un gen de bătrâni ai comunității, știi? Care supraveghează acest proces, da? Pocnesc cu niște toiagi Așa. în timpul ăsta ritmic, înțelegi? Da. Și acolo în mijloc este un fel de recipient. Sunt frunze deasupra, un fel de frunze care ar putea semăna cu iedera noastră, da? Sunt roșii Nu și, voi. da, ca și cum acea idee, știi, a făcut un ou, știi, Da. fecundat, cam așa, și este conectat pe acolo prin acele frunze cu esența naturii. Nu este o înmulțire curată asta, la ceva sunt conectați aici. Înțelegi? Și vin părți subliminale și Da, vin. citesc corpurile Da. alea. Da. Sunt foarte ușoare față de noastre corpurile, să știi. Deci, Ușoare ca densitate. ca densitate și Da. părțile subliminale citesc mai ușor decât un corp omenesc? Un corp din ăla? Deci nu există mai greu sau mai ușor, îl citești pur și simplu. Dacă găsești molecula de legătură, îl citești, știi? Deci Dacă au nu, molecula de legătură, da? da, dau molecula Corpurile alea. de legătură, dar vezi că, cum să spun, sunt suflete cărora le place acest tip de corp Da. care vin aici. Cam da. Așa, Cum așa. nu, noi suntem suflete care ne plac acest tip de corp, nu? Sau suntem obișnuiți? Hai să Discutabil. vorbim de obișnuind până la urmă, nu? Așa. Cristina, hai să ajungem înainte să facă contractul ăsta cu ăștia. Deci, periodic ei îl aduc pe Terra doar să obișnuie, înțelegi? Apoi îi ascund memoriile și îl iau iar și îl duc în alte lume. De Asta se Anunnaki întâmplă. vorbim? Da. Dar care era? De ce l-aduceau pe Terra? De ce vreau să-l mute pe Terra? Hai să spun că el n-a fost acolo până, cum să spun, a citit corpul în momentul conceperii, da? Deci s-a distorsionat realitatea, că umblă și el, l-a citit tu, pe aici și cu Anunnaki, da.
i s-a distorsionat realitatea, da? Și a crezut că este într-un proces de bifurcație, auzi, îmi zice, de pe planeta lui originală, știi? Așa spune el la mulțire, bifurcație. Aha, aha. Da. Și a crezut că este, deci i-au distorsionat realitatea. Și l-au păcălit și a citit corpul ăsta, da? Da. Și l-au ținut în acea realitate. Da. Deci el literalmente este legat de corpul de care se află înghețat, da? Da. Corpul care este aici acum pe Terra, da? Da. Un corp de concepție pe care studiem în momentul aici, da? Da. Am început să-l descriu, da? Da. Și mai are un aspect pe Sirius. Deci toate acestea sunt corpuri fizice care au fost citite. În, în același timp. Da? Nu în același timp, da. nu, în timpuri diferite. Cum să spun, începea o experiență, eu suspendau și îl băgau în alta. Da. Și îi creiau premisa că el de fapt a murit, știi? Da. Și el parțial ieșea, părăsea acel corp. Și Da. intra și îl citea pe celălalt. E complicată situația, Cristina. Foarte complicată. Nu știu de unde să iau și unde să mă duc, sincer. Pe Sirius, partea aia de pe Sirius, Cristina, era înainte, a avut corpul ăla de toate astea la alte. Nu-mi place partea aia de pe Sirius, este agresivă. Da? O simt agresivă, da. Și nici nu conexiunea cu conștiința nu e bună, da? Deci e amețit total, e amețită totală partea subliminală. Sigur că, deci are câte o conștiință pentru fiecare din aceste corpuri, din conștiința lui, da? Da. Ca să nu mai discutăm că câte o bucățică din partea eterică, din spirit, este împărțit la toate. Mergem să discutăm partea eterică? Nu. Vreau să văd cum a ajuns în situația asta. De fapt, am văzut, da? Am văzut cum se mulțeau, da? Da. Vreau să știu ce s-a întâmplat. De ce a ajuns așa și... Trebuie să vorbesc cu partea subliminală, să-l întreb dacă este conștient că viața pe planeta lui nu mai există. Și spune, vrei să-ți fac o demonstrație? Și spune, de fapt există, uite, face așa. Da. Deci deschide un ecran și el este în societatea aceea bucolică. Când încă nu venise Ranunache, da, da. Se învețe și spune, face din nou așa și este alt ecran în care el se naște ca bifurcație, știi? Da. Mai face așa odată, mi-arată un alt ecran în care el negociază cu Anunnaki. Deci diverse momente, da? Da, din... și spune, tu nu înțelegi că timpul este o iluzie. Spune, îmi spune, știi, zice, toate se află acum aici. Și face așa, știi, cu mâinile la cap. Spune, toate se află aici. Aici este trecutul, prezentul și viitorul. Și toate sunt contopite într-una, într-un punct. Spune și tu și oricare altul care avem fărâmă divină noi, fărâmă de viață, putem să ne împrăștiem peste tot, spune. Și spune, nu înțelegi că asta este voința mea să trăiesc în toate părțile? Am înțeles. Păi, dar ce fel de trai este? Că ia uite, cel puțin în corpul ăsta fizic nu are o viață... Nu-mi place, spune. Uh-huh. Nu-i place, spune. Într-adevăr, spune că este prea mic. Uh-huh. Spune, tu nu vezi ce ființă uriașă sunt. Spune cum... Și i-am spus, uite așa, zic, lasă toate, închide toate aceste ecrane și zic, hai să facem un joc, da? Da. Și zic, uite, stai față în față cu mine, da? Și zic, numără și spune-mi din câte puncte ești alcătuit tu ca parte subliminală. A, spune, râzând, miliarde. Uh-huh. Și spune... Zic, uite-te la mine, din câte părți sunt alcătuit. Spune tot miliarde. Spune, eu de ce încap într-un corp, spune. Da. Și tu nu încap. Nu, practic, nu avem același număr de fotoni și tu ai mai mic, că ți-ai împrăștiat esența peste. Da. Zic, tu de ce nu încap?
Spune, corpul tău e mare, îți convine. Și spun, ia uite-te în trecutul meu. Și zic, a fost dintotdeauna mare? Zic, uite-te cum a fost corpul meu, cât de mic a fost, până la 10 ani. Deci corpul crește, da? Până ajunge la Da, da. vârsta de adult. Da. Și atunci spun, uite, mi-am dorit să nu mai fiu mică. Și zic, uite, n-am știut, dar mi-am făcut corpul mare. Și spun, și corpul tău o să fie așa într-o zi. Peste câțiva ani, da? A spune, eu nu mai am răbdare. Și zice, nu-mi place, spune, acolo sunt numai minciuni. Și întreb, de ce spui că sunt minciuni? Spun, chiar tu nu vezi nimic adevărat? Spun, iubirea mamei tale, da? Exact. Pentru tine, în această viață. Dăruirea ei față de tine. Răbdarea ei cu tine. Nu sunt lucruri adevărate? Spune, sunt condiționate și iluzorii toate. Spune. Și spune, nu-mi place când, nu-mi place să ies în societate acolo. Pentru că văd gândurile oamenilor. Spune, totul este pe dos. Alta gândește și alta spun. Și spun, oare ei sunt vinovați? Sau ceea ce îi ține în disimularea asta? Spune, ai analizat din punctul ăsta de vedere disimularea asta? Spune, noi ca ființe avem o detașare față de sentimente, cum aveți voi. Și zic, voi ca ființe, pare mi se mie că ați fost prelucrați de anunnaki și nu mai trăiți intensitatea sentimentelor cum trebuie. Ba nu spune, fiecare lume își alege intensitatea în care se manifestă. Spune, și lumea mea, spune, îmi place așa cum e. Și vreau să plec acolo, înapoi unde sunt cei ca mine, chiar dacă este o linie din trecut, spune. Acolo unde trăiam, unde sunt cei ca mine, în care toți încap în corpurile lor și corpurile lor nu sunt lovite de săgețile răutății și ale minciunii oriunde ești. Spune, uite-te la mine când pășesc undeva în afară, care se uită aparent cu milă, care se uită nu știu cum la mine, spun, parcă exact aș fi venit de pe altă planetă. Și uite-te la corpul meu energetic, efectiv cum este bombardat de săgeți informaționale. Spune, aceste săgeți informaționale, trebuie, eu n-am capacitatea voastră, știi, de a le încorpora și stoca în corpul emoțional. Eu le iau și le prelucrez pe fiecare în parte, pentru că pe cele negative le arunc direct, spune. Eu nu pot să acumulez în corpurile mele informația nebenefică și de aceea prelucrez pe fiecare în parte. Și durează, spune. Durează, deci este un proces lent. Da. Atunci de ce s-a lăsat băgat în aceste corpuri, în corpul ăsta aici pe Terra care nu-i place? De ce a făcut? De ce a acceptat? Dar a spus că nu a vrut, da? La început a spus că nu a vrut. Da, de ce se află acum, aici? Acum spune că asta este experiența lui, pentru că nu vorbea gura lui, înțelegi? Ci vorbeau entitățile cu care erau legate, știi? Da. Care transmit cum ar veni gânduri. Da. Atâta îi spun, uite, zic, adună-ți conștiința de peste tot. Da. Și zic, transmută bila asta conștiință la fiecare corp în parte. Practic. Deci îți place să ai 5 corpuri, 10, da? Câte corpuri ai acum? 6, spune. Opa. Deci mai are. Și spun, tu nu înțelegi cum felul ăsta te împrăște. Pe linia asta temporală, unde suntem acum aici. Câte corpuri sunt viabile? Câte corpuri? Spune, tu nu înțelegi când ești dincolo, nu există timp. Spune, ai plecat cu ideea de acolo, îmi spune mie, știi? Există timp, aici nu există timp. Sunt toate acum sau nu sunt toate acum? Deci sunt două ipoteze. Atât, spune. Ok, câte corpuri sunt acum? Este 6. El în câte corpuri? În 6. Da. De ce trebuie să stea în 6 corpuri? Pentru că nu stă bine, cel puțin în unul în care îl vedem noi, îl știm noi și ne povestește mama lui, nu e bine. Ce experiență e asta? Nu-i place asta, este greoi. Păi e greoi! Eleonora, lui s-a montat chip. Da.
Ai înțeles? Deci în corpul ăsta are chip de la de Cris, hai să o luăm altfel. Hai să de vedem ce simulare. entități. Da, Ai înțeles? cine îl interferează? Hai să o luăm altfel. Hai să Nu vedem să... are, n-are entități Nu? obișnuite cum au alții sau așa. Deci este în acest program Anunnaki, pur și simplu. De Și au acolo. pus un chip. Da, deci când a intrat ca parte subliminală în, cum să spun, în ovulul fecundat, în burta mamei, da? I-au pus un chip din acela. Înțelegi tu? Deci este chip care ține loc de suflet. Asta Deci vreau să zic. el, dacă acest chip ar fi reușit să citească în totalitate ca și corp, deci el ar fi trebuit să fie liber. Înțelegi? Și el asta nu înțelege. De ce l-au mințit și nu i-au dat voie să plece? Dacă Ok. chipul a citit corpul, de ce nu-l lasă, nu le eliberează? Da. Pe asta se întrebe, să cheme pe aia responsabilii de proiectul ăsta, da? Și hai să-i întrebe. De ce nu-l lasă? Să-i întrebăm, da? Măcar să înțelegem ceva, Cristina. De unde, ce și cum, să o apucăm de undeva. Deci, înainte de încarnare, asta este evident, da? Da. El nu a mai fost pe Terra de câteva generații bune pe Terra. Da. Așa l-au păcălit și i-au spus, deci te vei naște, vei citi corp împreună cu un chip, adică să le formeze o ființă. Spune să le formateze o ființă, practic. Dacă el ar fi formatat acest copil, această ființă cu acest corp, fizic, i-au spus că tu vei pleca exact când vei dori, da? Ca și cum și acum ar putea să Și plece. rămânea chipul în locul părții subliminale, da? În Da, corpul. da, da. Între timp, nu știu din ce motive, chipul este parcă mâncat, ca de un acid. Deci acel chip nu mai este viabil, da? Da. Este exact în spate unde spunea mama care mâncărimile, pe acolo este Da. băgat. Deci are ca o nișă acolo în spate, din punct de vedere ezoteric vorbind, energetic Da. vorbind. Este ca o nișă, da? Deci este o chestie rotundă, da? Unde se bagă și se scoate un chip. Ei bine, acel chip parcă este mâncat de acid. Dar Nu cine l-a este mâncat așa? L-a respins corpul fizic? da, și E o probabil reacție de este. respingere a corpului fizic și Da. distrugere. Și de a corpului fizic, dar și de el însuși, dar nu-și aduce aminte. Înțelegi? Pentru că în momentul când, cum să spun, în jurul vârstei de 3 luni, a înțeles situația, știi? Da. Adică, ca bebeluș fiind, a înțeles că este închis într-un corp, că se mai află în un suflet artificial cu el, da? Așa că el va trebui să mai stea un timp acolo și nu poate încă să plece pentru că acel chip nu lucra după cum s-ar fi așteptat, știi, entitățile care l-au montat și știi ce făceau? Veneau periodic, veneau și îl schimbau și la un moment dat, deci nu este primul chip, vreau să spun. Înțeles, Da, acum că deci i-l-au tot schimbat. da, este al 13-lea chip ăsta Așa. care, așa, și este foarte corodat, deci nu știu, deci energia sufletului, energia acestei părți subliminale, ca și cum arde chipurile, știi? Ei nu reușesc să găsească un tip de Un chip, liant, un ceva. compatibil. Și zic, bine, de ce n-au încercat cu alt suflet? De ce au încercat tocmai cu tine ca parte subliminală? Și spune, băi, ADN-ul meu era bun. Și spune, aha. Dacă i-am citit eu informația. Deci, bun, să vină în fața noastră să-i spun toate entitățile implicate a acestui proiect militar, Eleonora. Facem protecție, facem și pe mamă, da? Da. Închisă în partea de jos, faci tu, fac și eu, face și partea subliminală și facem și asupra tuturor încă o dată. Să cheme responsabilul acestui proiect. Responsabilul sau responsabili. Nu toată echipa, nu vrem Da, toată da, da. echipa să precizeze ce numai responsabili. Deci este un colonel din armata americană. Pușca. Cu un praf. Cu zis. Pune
Vă protecție, Cristina. Mi-am făcut, mi-au dat lacrimile. Da. Și are o entitate în spatele lui. Cum să spun, este ca foarte înaltă și parcă este acoperită de un cearșaf auriu. Un fel de fantomă cu siluetă umanoidă. Terminați-o cu disturbarea câmpurilor. Deci au fost chemați să discute. Nu să descompună atmosfera lui unitatea arhonică din spate. Cristina, hai să punem, facem o protecție de geamuri, 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 geamuri între noi și ea, Cum ei. discutăm cu ei dacă punem atâtea protecții? Și de unde pot eu să citesc dacă informația este corectă sau nu, dacă nu-i mai percep și mă izolez? Păi nu, îi vedem prin geamuri, se vede perfect. Și cum pot verifica informația? Că, practic, dacă stai să o iei așa, dacă aș putea să vă explic, eu citesc informația, să spunem, cumva atingând conștiința lor. Înțelege? Este ca și cum el ar spune din gură sau ar trimite telepatic și eu mă duc acolo și mă uit în memoriile lui sau în Da. conștiința lui și verific cum pot dacă mă izolez complet. Eu știu, fă cum știi atunci. Bun. Deci este proiectul de creare a unor soldați gigant, a unor super soldați gigant. Înțelegi? De fapt, lor puținele pasă de aceste corpuri și aceste părți subliminale, lor le pasă de fapt și de drept de al șaselea corp pe care l-am spus mai devreme, așa care sunt super soldați. Deci are o clonă care, acest băiețel care are în viața fizică 10 ani, da? I s-a făcut o clonă updatată și așa, a fost pus să citească ca parte subliminală, dar el, vezi, îl considera la celelalte 5 corpuri, al șaselea la număr, da? Deci nu putea să deosebească că asta este o clonă fizică de aici, de pe Terra, înțelegi? L-au dus pe o linie temporală. Deci acest corp n-a crescut odată cu ea. A fost gata mare și nu mai l-au adaptat, da? Are în jur de 20 și ceva de ani. Este foarte mare, este masiv. Dacă ar fi să facem o comparație, este cu similar a celor schelete de uriași, așa de mare pe lângă omul obișnuit. Cristina, uite, mi-a scris mama că atunci când era bebe, fantomei intrau la el în cameră, cum ieșeam eu de la el. Da. Da? Îl supravegheau, da. Da. Sigur că da. Așa, mai departe. Da, e acest gen de ființe care își supravegheau creația. Așa. Deci, practic, dacă este să o luăm logic, da? Da. Nu-l luăm din punct de vedere ezoteric. Las pentru câteva secunde mintea mea să vorbească aici. Da. Deci, acest copil nu este al mamei. Da. Înțelegi ce vreau să spun? De fapt, nimic nu este a nostru sau a mamei, dar acest copil este al lor, al militarilor. Pentru că militarii lucrează cu Anunnaki și implicit cu fantomele acelea care le-am descris. Înțelegi? Deci, asta este scopul, de fapt. Acest proiect a început în 1949, da? Este undeva în munții Tatra, în Bulgaria, da? Acolo se desfășoară. Deci este o zonă energetică deasupra Terei și pe acolo văd stânci foarte abrupte, înțelegi? Pe acolo se deschide un portal. Deci ei de copii au fost din jurul vârstei de 3-4 ani, sunt antrenați în acele baze. Știi? Și el confundă amintirea lui de pe Mercur, cea pe care mi-a arătat-o întâi, cu amintirea de aici, înțelegi? De fapt, asta este lumea ștefănuților, unde și cei ca ea. Lumea clonelor. Da, că ștefănuți erau toți la fel, da? Da. Ca o singură persoană. Deci erau mai multe persoane la fel. Ștefan. Da. Ștefănuți. Da. Mulți ca el.
Rahel. Da, așa îi botezase el, în fine. Așa îi botezase, așa. Da. Și deci asta este lumea aceea de duplicate, da? Deci uite, de exemplu, văd în jurul vârstei de 5 ani cu o minge, știi? Să spunem că ar fi similară cu mingile de fotbal de pe teren, da? Și se uită într-un sistem de oglinzi, dar fiecare oglindă, deci, face altă acțiune, fiecare imagine. Adică una are mingea la picior, este, Da. înțelegi, se descompune realitatea în oglinzi, da. Da. Vreau să blocăm această scenă, așa, și el să caute dacă celelalte corpuri au vreo legătură cu aceste clone, da? Ei bine, fiecare dintre corpuri sunt clonate aici, de pe toate liniile temporale. Toate care le-am descris și le-am găsit până acum. Au clonat aici și, deci, ceea ce consideră alții ca el, de fapt, sunt alții el. Alții el, da. Da, da, sunt sute de aspecte, înțelegi, încurcate aici, de-a lui. Aspecte ce înseamnă? Un punct dintr-o esență. Da, din esența lui. Da, un punct eșor. Da. Cristina înțelege partea subliminală? Până aici a înțeles ce se întâmplă? Da, spune că el înțelege, noi nu înțelegem. Noi acolo pe Terra nu înțelegem, spune. Că el a înțeles. Spune că da, dacă putem să-l ajutăm să nu mai fie membru al acestui proiect, pentru că este foarte deranjant, înțelegi? Așa. Și fac acțiuni care îl dor pe corpul fizic și Da. face să simtă corpul fizic ca și cum n-ar fi cămașa lui, nu este acasă. Spune, Da. nu-l poate citi, spune, l-au cipat pe dinăuntru, așa, spuneam, studiază fiecare reacție, înțelegi ce vrea să spună. Adică este cipat prin de electronică, cum ar veni, da. De plăcuțe nanorobotice. Așa. În acțiune acolo, acest corp, unde mă aflu acum și mă deranjează. Spune, da, din proiectul ăsta aș vrea să ies. Păi da, tot e un lucru bun. Și spun, dar numai din proiectul ăsta, zic, sau din proiectul cu toate corpurile. Și spune, că nu. Sunt toate corpurile prinse aspecte. Nu vrea să iasă din celelalte. Nu vrea pur și simplu. Mi-a spus că să nu umblă la experiența lui. El nu vrea. El vrea să fie și acolo pe Mercur și dincolo și unde este oriunde, deci el experimentează. Pur și simplu mi-a zis că nu vrea. Singurul lucru care vrea este să distrugă aceste clone toate și să anuleze contractul cu ei. Atât. Ei care? Cu Anunnaki și cu Arhoni. Păi hai să facem asta, da? Da. Ce vrea el să facem? Ia să facem partea deci, subliminală, asta îl avem face. Deja pe american aici în față, da. Și pe fantomă sunt blocați. Da. Cu ei a încheiat contractul. Pactul, da. N-a fost încheiat aici, a fost încheiat undeva, altundeva, da. Pe o linie temporală distorsionată, din alt timp și spațiu. Să spună că vrea să anuleze cu ei orice contract. Și spune, păi tu nu poți ieși așa din proiect, pentru că aici s-au alocat sume imense, miliarde, spune americanul. Spune, tu nu te poți opri așa când îți vine ție poftă, pentru că tu singur, spune, ai vrut să faci parte ca o piesă din sistemul acestui proiect. Și nu te poți opri, știi? Da. Iar la care fantoma din spate încuvințează, da, știi? Hop și el, știi? Da. Așa, și spun că nimeni nu poate să-ți impune nimic. Aici este sfera ta energetică, da? Și da. Nimeni nu-ți poate impune nimic aici. Deci aici faci ce dorești tu. Ei se află sub influența ta, da? A fost o înșelătorie modul cum te-au convins să faci parte din acest proiect. Ea spun nu, știi? În cor. Da. Și spun, chiar dacă nu a fost și a aderat, ai dreptul să schimbi opinia. Pentru că este experimentul tău și sfera ta energetică. Așa că spune-le că nu vrei să mai faci parte din acest proiect și spune-le că anulezi toate contractele cu ei, pe orice linie temporală, din trecut, prezent sau viitor, și că reclami ca toate aspectele corpurilor tale și aspectul acestui corp fizic pe care îl ai acum
așa, copiile și clonele lor, așa, de fapt, clonele acestor aspecte, așa, să fie adunate aici și distruse pe loc. Și tot ADN-ul care ți-a fost împrăștiat, așa, să-ți fie redat. Și din acel safe laborator bancar unde sunt codate și le ascund. Că eu le vă spun. Subute la etajul minus 9, jos. Da? Ești în baza... Sunt în fișete, da, sunt în fișete. Aha. Și sunt în fișete. Ce te spăzesc aici. Da? Dar nu te băga, Cristina. Le simt. Să aducă ei astea toate. De ce v-ați băgat acolo? Pentru că nu vor să-l dea. Și apoi m-am trezit aici cu partea subliminală. Am înțeles. Atunci vă scot de acolo, Cristina, da? Nu poate să... Vă poți. Spune-i să-și pună intenția, să zică că toate cutiile alea ce sunt, toate sunt la el, da? Să vină la el. Prin intenție. Nu toate, că sunt miliarde de ADN-uri. Nu toate, ale lui, ce îi aparține. Una. Da, îl târin și am plecat. Am sărit într-un portal. Așa. S-o și distrugă aia în portalul ăla. Spuneam colabora cu Hitler, mi-a spus. Așa. Și după ce am colaborat cu Hitler, am plecat de pe Terra, spune. Și spun cine erai dintre apropiații lui Hitler. Și spune, eram Jans, un fel de lacheu. Știi, deci un apropiat al lui, care îi pregătea toate și le dădea la nas. Era un bărbat cu mustață blondă, mediu de statură. Și spune, multe lucruri am indus. Înțeles, da? Da. Și spun, ce putea induce, că ăla era total demonizat. Da. Spune, întotdeauna, cât ar fi de întunecat o conștiință, întotdeauna este loc și de mai rău. Adică mai rău îi inducea. Da. Și spun, cine depunea să faci asta? Spune, tot ei. Da. Și zic, atunci de ce mai stai în proiectele lor? Da. Zic, tu nu înțelegi că toate esențele astea care le ai risipite prin aspectele tale, practic este o fațetă a unui proiect al lor, unde te-au pus să faci ceva și nu tocmai pozitiv? Spun, de ce tu le percepi ca pe esențele tale? Spiritul tău, zic, este împărțit, scindat, bifurcat în atâtea direcții. Conștiința ta este împărțită. Corpul tău fizic, zic, care este acum și aici de pe Terra, spun, reacționează greu. Spune, oricum plec din asta. Din proiect? Din corp. Da. Și spun, s-ar putea să schimb părerea după ce facem o mică baie, o mică curățare. Da. Spune, fiecare aici acum suntem liberi, spune. Ce contează un corp în plus sau un corp în minus, spune. Pentru că nu înțelegi că fiecare experiență este individuală și că mamă, ori tată, acolo, spune, unde noi suntem portat. Acolo unde sunt, spune, sunt experiențe individuale, spune. Tu dispari ca și corp, ca individ, ca esență. Nu dispari niciodată, spune. Păi asta esență. Știm, dar uite-l în ce încurcătură este el ca esență. Spune, din punctul tău de vedere, este în încurcătură. El, în modul ăsta, el se simte așa bine. Okay. Și așa bine, vrea să hai asta. Să distrugem contractul ăsta, măcar și cu aia ce avem acolo, da? Da. Să o luăm, spun, măcar scăpând de ceva. Da. Deci, ce nu s-a mai întâmpla în viața lui, nu vor mai veni militarii să-l ia să-l recipeze. Da, să-i deci aducă... Deci va distruge acel chip de tot și toate conexiunile lui de suflet artificial. Da. Oricum mai are influență în actuala viață acest suflet, știi? Da. Deci el nu consideră pe mamă, înțelegi? Da, am înțeles. Deci o consideră, cum să spun, o tovarășă de experiență.
Spune că, da, uite, vezi că este singura în care am încredere să-i spun lucrurile care le văd și mi se petrec, spune. Și spune, hai bine, hai vouă, spune, la început am fost supărat când am auzit că el împarte experiența mea cu, ea împarte experiența mea cu voi. Dar după aia spune, m-am uitat la ce faceți voi și am spus, hai fie. Și am acceptat, spune. Dar puteam să apar, spune, ca partea subliminală și să spun clar, nu vreau să fac această acțiune pe care Da. fac. O faceți voi acum. Și voi ar fi trebuit să închideți aparatele și totul să fie ca la început, spune. Și spun, acea fantomă, zic, a intrat în device-ul meu și zic, mi-a făcut el supărări înainte de, el chestii, de fapt, Da. anul cuvânt, înainte de a Începe începe chestii. sesiunea. Și spune, nu, nu de acolo, de lângă tine, spune, de la nodul central. Și mi-arată, știu, o proiecție cum se împart, cum să spun, sunt ca niște unde cu internetul, știi? Spune, vrei să-ți arăt ceva? Spune, noi avem atâtea realități virtuale, spune, câte nivele de conștiință sunt, spune. Și spune, a spune că ești întreg este o iluzie. Pentru că, practic, tot timpul noi ne fragmentăm în diferite între Dimensiuni. dimensiuni și aspecte, da. Și spune, știi ce înseamnă a fi întreg? Spune, înseamnă a fi întreg aici, știi, și mi-arată. Adică, ca și conștiință. Și Da. spune, ceea ce spui tu că sunt, este împrăștiată, spune, sunt, de fapt, extensiile conștiinței mele. Și eu am trimis extensie în fiecare dintre aceste conștiințe. Și spune, Extensiuni în fiecare din aceste conștiințe da, din și al spun, de, zic, spun nu serios. Și spunem, zic corpului de pe Pluto la ce trebuie conștiință și spirit, că este înghețat la minus, peste minus 300 de grade. Și spune, este înghețat corpul fizic. Spune, vrei să-l dezgheți? Zice, eu am posibilitatea, ca prin intenție, cum a spus voi, să-l ridic de unde este, are o poziție cumva oblică. Și sunt câteva corpuri peste el. Și spuneam, am posibilitatea să dau la o parte, să-l scot din această structură, să-l aduc mai în față și să-l dezghet și să fie un corp ca acel fizic. Și zice, eu pot face asta. Și atunci, Și dar spun, dacă poate să facă, de ce n-a făcut și lasă toate alea așa? Eleonora, dacă se mișcă un singur corp de aici, tot echilibrul s-a dus. Am înțeles. De ce, atunci, de ce ne spune astea? Lucrurile astea. Așa Adică crede el. vrea să sublinieze că o parte subliminală care este bazată, dar pe cea, pe cunoașterea Da. lui, așa, deci poate să devină în traducere liberă și înger și diavol, știi? Am înțeles. Adică poate să-și pună conștiința în slujba unui scop bun, da? Da. Sau poate să meargă, spune asta ca să vedeți cât de periculoasă poate să fie o acțiune care nu este făcută cum trebuie, spune. Am Îmi spune, înțeles asta, știm. dacă era altcineva în locul tău, spune, o păcăleam și mi extrageam corpul de acolo. Și spunea, rezultatul ar fi fost furtuni, spune, furtuni astrale care s-ar fi manifestat în scăderea bruscă a temperaturilor de pe Terra, acum cel puțin 40 de grade, spune. Da, dar totuși eu nu știu, cred că sunt niște ceva, niște forțe care mențin echilibrele astea, că altfel orice parte subliminală care Deci, și-ar pierde mințile ar face cei năzare și ar distruge părți de univers, da? da, dar nu o parte subliminală ca asta. De-aia să ne spună ce parte subliminală este el, adică de unde are toate, este ea, are toate cunoștințele astea și toată experiența asta. Este o parte subliminală care face parte din esența în sinea planetei Mercur.
Deci eu am văzut asta de la început. Uh-huh. De la am purtat prin toate poveștile astea ca să-mi spună ea singură. Uh-huh. Deci, printr-un mod, printr-un război, printr-o chestie, deci el a fost scos din esența ceea ce era. Ca și cum ar fi divizat sufletul planetei mei, Da, da, esența, da, în așa. Este fragmentat în 16.000 de aspecte. da. Și el e unul, Deci, ea e unul din aspectele astea. da, deci este, asta a fost civilizația originară a Mercurului. Deci au fost o implozie dinăuntru în afară. Deci pe Mercur civilizația a fost cu esențe din esența lui. Și sunt aspecte masculine. Este o energie preponderent cu aspecte masculine aici. Înțelegi? Deci inclinate către război, violență. Nu Nu? violență, dar știi tu aspectul masculin ce dă. Da, e... Dominant, mai ales dacă au trecut și Anunnaki pe acolo. Cristina, contractul ăsta de la cerut mai devreme l-a anulat? Ce am făcut cu el? Nu, este aici. Stau eu cu mâinile întinse și lui nu-i pasă. Păi zi să... Spuneam, am posibilitatea să-i trimit așa, spune nechemați, am posibilitatea să mai aduc și alții. Deci, ego foarte mare aici. Da, păi Am asta. Am posibilitatea. căzut în altă extremă. Da, păi și-a adus aminte cine Da. este. Și am spus că nimic, nicio esență nu are, cum să spun, aceste tendințe pe care le are ea ca esență. Da. I-am spus, noi esențele suntem lumină, spun. Și nu trebuie să avem. Și spune că eu sunt foarte mică pe lângă ea. Spune, acum înțelegi de ce nu încap? Spune, poate că nici tu nu încapi și ți-a expanda corpul. Spune, bagă o esență de stea într-un minuscul corp uman. Și atunci ai să înțelegi. Și spun, nu te supăra, eu am găsit ființe stea, spun. Am găsit aici zilele. Ființe stea care, într-adevăr, nu găseau conexiunea cu mediul înconjurător. Se aflau, nu trebuie să facă acest tip de experiență, zic. Dar s-au adaptat corpului fizic mai mult decât atât. Uite, este mamă, da? Și spun, acum nu trebuie să ne plângem de milă că măreția ce am fost. Și aș spun, la urma urmei, nu numai că am fost, că ai spus că toate au loc aici, în punctul ăsta. Suntem, da? Sunt. Deci eu mă nasc acum din sursa mamă și sunt, spun. Deci suntem ceea ce este mai frumos în universurile astea. Și spune, deci experiența la nivelul lor ca planetă, știi? Acum vorbesc ca un grup, tu, ele, un oraș, cu conștiință colectivă făcută deja. Da. Acum am înțeles. Pentru că vorbesc în cor ca și haturi, știi? Și spune, uite, asta este viitorul, pentru că noi de aici aparținem. Stai să vezi ce informații eronate îmi dă. Și zice, de aici aparținem, vezi, aici o să ne unificăm toți 16.000. Și zic, nu serios, zic, vezi ce informații eronate. Zic, haide să spun, zic, tu ești o esență de pe Mercur, așa, și normal că dacă eu mă nasc din sursa mamă divină, da, deci eu sunt, am aceleași caracteristici ca esență, ca sursei mame divine, da? Pentru că sunt o părticică din toată informația ei, da? Da. Sunt construită, ruptă de acolo, da? Și energia ei, informația și energie. Da. Așa. Dar eu nu pot fi sursa. Pentru că părticica are caracteristicile întregului. Da? Dar are particularitățile părții, da? Dar Adică are între. conștiința ei Da. de sine Deci, stătătoare, partea eterică de sine stătătoare și... ai fost trimisă, da, ca să investighezi, să faci niște experiențe, un cumul de experiențe și să le aduci înapoi, să le adaugi informativ la conștiință, da? Așa. Și zic, la voi nu a fost la fel? Zic, tu nu ești esența lui Mercur. Zic, eu am văzut foarte bine de când mi-a afirmat, ți-am zis că are ego. Și zic, tu nu ești esență din esența ta. Zic, tu ai caracteristicile esenței mercuriene. După cum și eu, în această viață,
pentru că trăiesc pe teren aici, suntem în afară de experiența Da. lui de acolo. Pentru că și eu zic, dacă trăiesc pe Terra, am informațiile planetei Pământ în mine. Pentru că trăiesc acolo, da? Sufletul meu a venit și a citit acest corp în acest mediu, da? Și zic, practic și tu ai. Îmi arăți ca informațiile lui Mercur. Zic, eu îți arăt ca informațiile de pe Terra. Da. Eu îți arăt că toate acestea, zic, iar o să-mi spui că toate se întâmplă acum, spun. Dar răspund că, zic, deja pe voi v-a dus în minte colectivă, așa, și vă trimite când și când, zic, vă aruncă în experiențe, scindându-vă, împrăștiindu-vă și zic, și totuși tu nu-ți dai seama încă. Noi am pus lucrurile cap la cap. Zic, a te declara că tu ești esența planetei tale, când tu de fapt ești o extensie a esenței ei, da? Da. Împreună cu extensia sursei mamă. Da. Și zic, te afli pe un drum total eronat. Spune atât. Deci s-a, cum să spun, ca și cum ai scos păpușa din priză și nu mai vorbește, știi? Ok, Cristina. Ce putem face mai mult în situația asta? Eu o să-l iau de mână și o să-i transmit toată informația din toate. Sesiunile și tot care le-am făcut noi și din toate care le-am văzut. E drăguț, așa. O să-i transmit multă iubire, da? Da, și eu. Hai să luăm de mâine să transmit iubire. Ca să simtă iubirea cu adevărat, că s-a auto-închis la asta, Da. știi? Și o să vedem cum evoluează. Da. Poate prelucrează această informație, da? Pentru că este, cum să spun, un act de voință să oprească toate celelalte experiențe, da? Da. Și să se dezlege de acel corp, da? Deci a fost atât de băgat în programe, da? Da, și nu mai are legătura. Deci e Nu. și conștiința e împărțită N-a și avut-o, ba, conștiința este bine acum. e bine Înțelegi? acum, da. Da, deci este conștiința centrală a lui cum ar veni la el și restul sunt extensii, va. Ca niște cordoane și bule. Este bine că nu mai are acel chip negru, deci îl pot În efectiv corpul spre. fizic. Da, deci devine din ce în ce mai negru, acolo unde este pus, este făcut din material lor, argon. Cert este că nu le-a reușit experiențul. Nu Da. le-a reușit asta. Deci, acel suflet care era pe chips, acel suflet artificial, trebuia să se alipească și cumva să spun că se unea. Ipotetic vorbind, nu se poate une, dar oricum, deci era o incongruență în acest suflet și până la urmă ar fi creat premizele realizării unui chip de suflet de control pentru sufletul de bază. Deci ăsta este proiectul, de fapt, inițial al acestei. Proiect. Da. Acțiuni. Deci, a ieșit ca lătra câinele? M-a speriat numai. Te-ai speriat? Da. Așa. Deci, ar fi fost, dacă le ieșea proiectul, ca să înțeleg și eu ce ai Da, zis, da. ar fi fost ca ar fi creat principiul ăsta Da. un suflet de control care ar fi controlat partea subliminală Da. adevărată, da? Da, deci un robot în Un robot, ca robot. să. Da, ca să-ți dai seama, da. Da. Deci nu un corp. Da, nu un corp. Ar fi controlat esența. Da, partea subliminală. Da. Bine. Deci i-am transmis informația. Deci contractul, ce a făcut cu el? Lars. L-a ars, da? Lars, da. Bine. Spune așa. Mami, nu fi supărată. Mami, ia-mi un ursuleț ca cel pe care l-am avut când eram mic. Mami, atât pot eu să iubesc. Și fiind păcată pentru că mă voi mai gândi. Nu plec acum de tot, spune. Spune, deocamdată mă gândesc.
Și dacă o să plece, spune, o să plece în așa mod încât nimeni nu va suferi. Voi trebuie să vă învățați până atunci. Dar nu pleacă, nu pleacă imediat. Da. Și-a schimbat un pic opinia. Pentru că la început e clar a sus și tare că spune s-ar putea dacă mă joc mai bine să fie interesant și aici. Spune cu ajutorul acestei acțiuni pe care ați făcut-o voi, am început să văd lumea asta dintr-o altă perspectivă. Și spune, îmi dau seama că deci este atâta minciună în jur și atâta durere și totuși există suflete, spune, care se strecoară prin asta și nu numai că, spune, am văzut prin voi, prin conștiințele voastre, spune, zeci, sute de suflete, spune, poate mii de suflete care își aprind lumina ca o torță, spune. Și spune, lumea asta nu este pierdută de tot, chiar are speranță. Și a văzut și că pe Terra sunt, da? Suntem părți subliminale în corpuri fizice care putem să iubim, da? Da, asta. Și se transmite. Te contrazice aici, spune, noțiunea de iubire în mare parte a cazurilor este confundată cu dependența, înțelegi? Deci noțiunea de iubire absolut, este foarte puțin trăit aici. Bine, am înțeles, dar încercăm așa în nucleul nostru, cum suntem, părinți, copii, în familie, deci, între cei din jurul nostru. Practic vă jucați de iubirea, spune. E, atât ce putem, dar cum voi putem nu vă, face, da? Dar ce voi putem nu vă face. Dați seama și o luați în serios. Da. Și spune și o luați atât de în serios, încât câteodată vă pierdeți esența din cauza seriozității. Mă bucur că am ajuns la adevăr și nu mai este sufletul lui Mercur. Eu special l-am lăsat să afirme așa, știi? L-am lăsat, știi? Am văzut, deci fii atent, deci esența planetelor, deci este într-adevăr fragmentată în 16.000 de aspecte, da? Aceste 16.000 de aspecte sunt împrăștiate, da? Într-o lume în care esența planetei respective este împrăștiată și nu mai este în nucleul ei, acolo unde trebuie, acea lume trage să moară. Mercurul în sine era o planetă foarte frumoasă. Deci avea culori intense. Era cărămiziu, mov, albastru, știi? Deci nuanțe foarte intense. Și cerul cumva era gălbui. Gălbui cu pete roșiatice, ca și cum ar fi fost albastru cu alb, cu nori la noi, știi? Deci, și plin de vegetație, numai două forme de relief. Foarte sărac ca faună și floră, știi? Nu așa de variat ca Terra. De asta spune că Terra este mult mai variat. Și spune, uite, vezi câte lucruri ai de explorat pe Terra? Spune, acum corpul tău este mic, da? Și este acum, zic, o să vezi, pentru că nu mai este acel suflet artificial pe care tu ai conștientizat și l-ai dat afară. Zic, corpul tău fizic o să fie mult mai încăpător. Așa că încearcă să-l citești cât mai bine posibil și fă lucrurile pentru care ești, zic, făcut ca esență, da? Pentru că tu poți să faci lucruri mărețe. Și spun și prin acest corp fizic pe care tu l-ai pe Terra, tu poți să faci lucruri mărețe. Și spune, mi-a trebuit foarte mult timp să înțeleg lucrurile aici, spune. M-am adaptat greu, spune. Și zic, de acum încolo, ce o să faci? Și spune, o vom vedea. Ok. Avem de curățat ceva, Cristina? Deci, ți-am spus că el nu are... Cum să spun, eu aș spune capacitatea de a primi încă emoții. Deci el nu are emoții în corpul. Din cauza acelui chip, el nu a avut emoții în corpul emoțional. Deci fricile lui, cum să spun, el trebuia menținut într-o stare de frică. Pentru că vezi ce fel este, dacă este foarte rebel. Da.
și plin de idei să facă acțiuni de unul singur, da? Poți, Cristina, dar cu tatăl de ce nu se înțelege? Nu-i plac entitățile pe care le vede pe tată. I-a spus că la noi tata nu vorbește. Prin gura tatălui spune, nu vorbește tata, vorbesc entitățile, spune. Și eu nu vreau să ascult de toate entitățile și face așa, știi? Auzi, pe asta îmi spunea Da. mama că tatăl se enervează foarte Da. des. Da. Păi spune că nu vorbește tatăl atunci. Așa face, știi, cu mâna la gură, prin gura tatălui. Vorbește entitatea și spune, eu nu-i dau importanță, știi? Tata a vrut să-l dea. Tatăl. Nu tatăl a vrut să-l dea. Știu. Deci Entitățile. entitatea de pe tată a vrut să-l dea, pentru Că-l că deranja acest parte deci, cum subliminal. să spun, prin influența care a avut-o cu acel chip și cu așa, Da. deci în acest corp erau două suflete, da? Da. Unul artificial și unul Natural. natural, da. Deci cel artificial câteodată ține loc. Deci sunt oameni, ei le-au îmbunătățit, le-au updatat, da? Deci acum în ultimele vremuri, bine că eu spun acum, asta înseamnă în ultimii 500 de ani, de exemplu, Da. dar nu așa, de exemplu am spus. Da. Deci au format chipuri din astea cu simulări de suflet, practic sunt, care au emoții. Deci pot cânta, pot dansa, nu pot compune, pot reproduce, știi? Da. Se pot preface că iubesc, că sunt impresionate, că plâng, că râd, înțelegi? Deci imită sufletul omenesc. Da. Și se poate, știi, stai și te gândești așa, te uiți la ce crești, nu este cazul meu, dar așa mă Da. spun de anume părinți. Și uite, vezi, de asta părinții nu au legătură cu copiii. Pentru că se poate ori copilul să aibă partea subliminală și părinții nu, ori invers, înțelegi? Da. De asta se întâmplă atâtea nenorociri. Sau poate că aceste nenorociri câteodată sunt planificate abil și atent, ca să atragă opinia publică să formeze egregor. Și Da. poate că de fapt acel copil care suferă și este fotografiat plin de, știi, de perfuzii și așa, Da. și tu trebuie să dai acolo milă ca să te conecteze la egregor. Dar Da. poate el nici nu are parte subliminală. E Da. un corp fizic cu un chip. Orice ar fi, orice ar fi, din punct de vedere omenesc, noi trebuie să emitem compasiune, da? Da. Orice ar fi, pentru că nu sunt pietre. Nu suntem pietre, da? Noi suntem, și dacă suntem pietre, suntem pietre simțitoare. Da. Okay. Deci, Cristina, corp emoțional nu avem emoții, să curățăm. Fricile alea doar. Deci,